Bunățică, hai, ajungă-ți! Bătaia-i ruptă din rai! Fie că prea ești aspră cu bietele copile. Ei, ca păzești postănăria. Eu mă zbat să le găsesc gineri protipenda, arde-i focul și ardă și ele îmi fac pacostea cu niște boiarnași de țară. De ce să ne dea la mănăstire? Și suntem noi vinovate că vrem să ne mărităm pe placul inimilor noastre. Mai bucuroasă o intra în adâncul pământului. Așa rușine de când sunt n-am pățit. Dacă văd lanțul și să nu vă mai aud că mă trăviți zilele, ca-i măcar șpirotii. Cum nățică! Cum nățică! Iartă-le! Dăm pași, dăm pași! Simt că amețele mă pierd, apă! Ba să-mi faceți mie bine, a vă venit să-mi ceri, că voi da niște marghiolii din nu le spute cara! Până aici v-a fost. Haide, treceți la tuns! Cum nățică! Cum nățică! Ordunărisăștile! Amană, pardonne, pardonne, nu peșe! Cum mulți, pardon, a ceux qui nous ont offensé! Vienzile dacă-s parisuite! Fii, treacă de la mine! Dar dacă mi-ți mai ieși din cuvânt, dați parola de onoare cu degetul cel mare de la mâna dreaptă! Vă juruiți? Ne juruim! Spalați-le, îmbracați-le și hrăniți-le cum se cuvine, că s-o mârțogii de tot. Vreau să vă scot în lume, să vă scot la iveală, să vă duc la baluri, la teatruri, la soarele. Dacă ești juvaierul, trebuie să le arăți. De astăzi, în 3 luni de zile, ne pornim la Ieși. Lumea teatrului românesc este în doliu. Îndrăgita actriță Draga Olteanu Matei a trecut în neființă miercuri la vârsta de 87 de ani. Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe ale teatrului și filmului românesc. Reprezentantă a generației de aur, Draga Olteanu Matei a încântat spectatorii români, interpretând 10 de personaje în filme, spectacole de teatru și scene TV. Draga Olteanu Matei s-a născut la București la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale în 1956, debutând în luna septembrie a aceluiași an în piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan. De-a lungul carierei sale a jucat în piese de teatru de succes, Coana Chirița după Alexandri, pentru care a scris și un scenariu de film în 2 serii, Coana Chirița și Chirița la Iași, Gaițele de Chirițescu, Hagi Tudose de Barbu Ștefanescu de la Vrancea, Autorul e în sală de Ion Băieșu și multe altele. După pensionarea sa din Teatrul Național în anul 1992, a înființat la Piatra Neamț compania teatrală pentru actori neprofesioniști, Teatrul Vostru. Actrița Draga Olteanu Matei a fost decorată la 30 mai 2002 cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care a dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc. În data de 23 octombrie 2014, într-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia, a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de ofițer, cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a regelui Mihai I al României, decorație înmânată de principesa moștenitoare Margareta a României. Numeroase personalități ale vieții teatrale și dramaturgiei românești ne-au transmis cuvinte de regret în legătură cu plecarea în neființă a celei ce a fost Draga Olteanu Matei. În emisiunea noastră, ce va fi difuzată în data de 19 noiembrie, ora 19, dedicată acestei mari actrițe, Draga Olteanu Matei, vom reveni asupra acestor intervenții. Actrița Draga Olteanu Matei va fi înmormântată duminică în cimitirul Eternitatea din Piatra Neamț, alături de soțul ei.